Sacalilor, ce faceți? Băi, fetiți, băi, băieți, mi-am revenit, băi, mă simt bine, sunt aici cu prietena mea cea mai bună, Șapca, și bineînțeles cu chitaruța cringe, pentru că astăzi o să facem o reacție spontană, am numit-o eu. Cum s-a întâmplat și la episodul trecut, am ceva blocat pe minte și vreau să vă arăt și vouă ca să pot să trec la episod. Episodul acesta se începe cu cântat. Când lumea ascultă și învață că Denis și cu Luci au plajă în față. De cum s-a trezit Luci zice: hei, hei, ne distrăm. Mult o să ne mai distrăm soarele la dor, în voi sta la rând, stai la rând să nu ne împiedicăm. Și în curte, da, e plaja mea. Hai veniți cu toți la plajă în curtea mea. Te pot să schimba, nu te lasă sigur. Am și o singură întrebare să vă adresez, și anume dacă ați auzit de Super Neni sezon 5 episodul 2, bă. Am o veste super bună. Eu și cu fratele meu am făcut un canal de YouTube. Bum, aveți aici frumos, se numește Ratații. Apărați-vă și voi pe canalul Ratații. O să facem reacții împreună. Efectiv, cel mai tare concept din lume, Ratații. Vă las link în descriere sau puteți să căutați pe YouTube Ratații. Și hai să facem și noi, bă, cât mai mulți abonați să postăm. O să postăm o grămadă acolo, bă, un nume foarte bun. Hai să vedem. Cei 7 ani ei, Grațiela este total scăpată de sub control. Ok, Grațiela. De bunici, deci ai Grațiela. Aceștia nu mai au pic de autoritate în fața fetei. Și pentru asta, zi de zi, ei suportă consecințele. Taci! Dădeam un percut. Uiliu! Bunica fetița merge doar când are chef și orice rugăminte a bunicii o convinge este contracarată sfidător de domnișoara Grațiela. Aveți grijă, doamnă, poate vă freacă. Nu vreau de câte ori să zic. Asta de unde, măi, de aici, din Bacău, de la mine, măi. Bă, cred că-i piscară cu mine asta, măi. Apoi am zis că nu vreau de câte ori să zic. Băi, bunică, cine mișcă, nu mai mișcă. Cine mișcă, mișcă mort. Gata, nu mai întreb pe Grațiela, să vedem. Bănuiți, toate lucrurile trebuie să fie după bunul plac al Grațielei. Iar Grațiela, când nu este așa, s-a terminat cu orice prieten. Ia, băi. Grațiela mă păleșe, rup și brățara. Păleșe. Hai, nici prietenele bunicii nu scapă de furia Grațielei. Și bunica... Băliu! 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 Deci dacă vă uitați o leacă la Grațiela acolo, o să pun un zoom pe capul ei. Deci dacă vă uitați la ea, se vede că nu știe nici ce a făcut. Mamă, veri, eu pus geam la frunte să mor dacă nu i-o luat, i-o luat cu totul, cu tot cu bucată de creier. Dacă nu i-o dat, i-o dat puternic rău. Dar mai fiți atenți că la lovitura asta pun eu de fapt sunetul adevărat. Ia, fii atent. Nici prietenele bunicii nu scapă de furia Grațiela și bunica nu poate să facă altceva decât să asiste la o nouă scenă a nepoatei. Hai să mergem acasă. Nu mai atinge. Ce vă uitați-i? Acestea sunt motivele pentru care bunicii Grațielei s-au hotărât să apereze la Super Neni. Raluca Iuga va încerca timp doamna de 10 zile să o cumințească pe fetiță. Ce să încercați, doamnă? Nu mai sunt acceptate țipete, jigniri, amenințări sau lovituri din partea Grațielei. Loviturile se... Nu știu dacă Grațiela e de acord. Băi. În camera roșie. În ziua cu un comportament... Nici nu-i pasă! Nici nu-i pasă! Absolut nicio dorință. Uliu! Băi! Băi, bunică! Aseară, băi, am filmat un joc horror cu fratele meu, bă, și era o fantomă, o fată de asta dereglată, băi. Băi, era fantomă nebună și așa țipa, bă, și când se enerva așa făcea și fantoma aia, bă, mă jur. Bă, bă, ce fugi la tine și o dat, e cheater! Unde-și, unde-și fratele meu? Auzi și eu pe aici. Mamenchi, o fată! Pum, sunt nebune, dar nu țipă Grațiela aici, ești nebună, bă, dar ce țipă, bă. O poți da, uitați-vă la bunica asta, nu știi ce să mai facă, bă, băi, bunică, băi. Calmează-te-o leacă că ți-ai bătaie în seara asta. Eu acum știu că statui cu asigurarea și cu asta de viață, de sănătate. Dar dacă îți duce bunica asta cu ochiul scos la spital și zice că nepoasa i-a luat ochiul, nu știu ce să zic. Nu te mai asigură nimeni, doamnă. Eu zic să aveți grijă. Atâta. Și vreau să obțin asta de la tine. Dacă tu vrei să renunți acum, trebuie să-ți împac pe culci și eu merg acasă.
Cred că săraca cerea să l-o bumneat când mai... Ia uite-o. După cum deja știți, ea este Grațiela. Stăga sau cu dreapta? Nepoata care își lovește bunicii și prietenii, vorbește urât și țipă ori de câte ori nu este făcută. Ui, ce tăci! Grațiela este un copil foarte dificil. Țipă, mă lovește, vorbește... Haideți, doamne, n-ați mâncat azi! Uliu! Ui! Doamnă! Doamnă! Pervers. Perversă palma aia, n-am să recunosc. Eu nu vreau să spun prostie acum, chiar nu vreau, dar doamnă, când îmi trăgeam ea mama o palmă peste bucuție, deci mă ducea așa ca trenul, luam fundul după mine, știi, pleca fundul în față. Oricum deja se înțelege că Grațiela e un nume direct greu de la sine, adică... Grațiela consideră că face o favoare prietenelor ei atunci când le primește în vizită. Și dacă acestea nu respectă ordinele, aici ele cred că au numai de suferit. Îi dă knockout-ul. Ieși afară, ieși cu capul. Da, lasă-l acolo. Deci, așa vreau. Zi mersi că te ai o jucătură. Ieși afară. Nu comenta. Rădă-mă pe leșul, rup și brățară. Nu comenta. Păleu, păleu. I-a dat-o. Da, ia doare capul. Dar ce faceți, Marița? Bă, ce nu capul te-a dat? Ce picior? Da, vreau să-mi furi capul de ce o lovești, pipetiță? Lasă să joace și cu că... Și acum plânge și aia, nu? De ce ești rea? Eu nu vreau pe eu, nu vreau. Eu nu vreau. Ia nu vreau. Bă, mă zic că o intra dracunia, mă. Grațiela în rage mod, bă. Bă, deci vă jur, când văd așa copii care țipă, parcă îmi trece viața prin fața ochilor, bă. Parcă o singură dată în viață, o singură dată în viață s-a întâmplat să fiu și eu așa, gen, știi, să țip, o singură dată. Nu știu cât aveam, 2-3 ani, 1 an, 5 luni, 3 luni, nu conta. Și mi-am permis, băi, să-i fac de asta, numai o dată în magazin, că voiam și eu un ou de ăla, știi, de ciocolată, băi. De ăla așa, voiam și eu, eram copil. Dar mai din ce mi-amintesc eu că... Ulterior o să vedeți că mi-am luat knockout și nu prea mi-amintesc multe. Mama și mi-a explicat că avem de la acasă, că chiar aveam un ou de ciocolată mai mare acasă. Dar eu voiam atunci de la, și dacă e la copil atunci când vrea, ai pierdut. Copilul tău e superior. Știi ce zic? Nu trebuie să faci asta. Las că vorbim acasă. Ce e să vorbim acasă? Am plâns, m-a închișat pe mama cum ar veni, știi? Când am ajuns acasă, voi băieți, o luam mama și că eram în hol. Băi, ba, uite, ăsta e ou, da? Ăsta e ou ăla de ciocolată. Bă, o luam mama, ăsta e aici. Bă, o luam mama. L-a dat așa de cap. Mi-a dat mama ăla de cap, veri, dacă nu, mi-a sărit și cap și ochi, mi-a sărit, i-a luat de pe jos, bă. Băi, veri, mi-a sărit numai ouă, nu mi-a mai trebuit, n-am mai mâncat niciodată ouă de atunci, nici ou normal, nici de ciocolată, de vanilie, nu mai. Asta țipă aici, se face ce vrea și nu se întâmplă nimic. Păi dacă era mama acolo, cătea mama ușa din țâțâi, așa, o lua frumos, îi dădea ouă și lui Grațiela, așa și gata, să calma Grațiela. What the fuck? Ia ulu. Ce? Ei, nu mă mică, nu merită. Nu-i frumos. Bă, am făcut un țigank. Ei, rău, tată. De ce pui mâna? Nu mai primesc nicio fetiță să mă joace cu tine și tu ai să rămâi singură. Dar ce vină au fetele alea? Nu trebuie nicio fată de asta proastă. Rău, tată, de asta de păpuzată. De ce umblu în zânti? Nici nu mai vorbesc cu tine niciodată. Băi, cred că mi-a rupt camera, băi. Bă, ați auzit ce-o zis, bă? Nu știu dacă ați auzit ce-o zis. Taci, că dacă dau cap de păpușă, dublu zici. Grație la fata mea, ești foarte, foarte rea, da, foarte, foarte rea. Grație la fata mea, da, tu ești foarte rea, da, tu ești foarte rea. Eu vreau să dorm cu mine. Tocmai eu nu vreau să dorm cu ea. Da, îi spui că nu vrei să dorm cu ea. Îi spui că vrei să dormi și tu în camera ta cu bunicul, da? Nu, nu vreau. Vreau. Deci cu sârza. Lasă-o să se ducă. O lași să se ducă, după care... Lasă-o. Duceți-mă, doamnă! Vino cu mine! Doamnă! Doamne, duceți-mă când o zis! M-am speriat și... A, uite-l pe ăsta, n-are o treabă, măi! Băi! Lasă-mi face!
Băi, a strâmbat ochiul lui Super Nanny, mă. Las-o că o potolesc eu. Măi, măi, Grațiela. De unde că bulangiul ăla, cine o fi tasul bunică să ia, uite, uite, asta e mișcarea. Hop, o pus așa, așa, hop. Aude, aude, uite, telecomanda unul. Băi, mai ce, măi, oleacă, că mă uit la de-astea cu animale. Nu s-aude, mă, oleacă, mai ce, mă, că nu s-aude aici. Să mă sferească sfântul goblin, dacă nu, băi, eu da lua asta lui Nanny asta una, cred că i-o mări salariu triplu, băi, după că cred că când am văzut cameramanul, uitat așa și producători din spate, vă leu, Grațiela, ți-a zis, să nu dai așa tare, bă. Uite-o leacă aici, băi. Ia uite. Uite ce pam eu, da, bă. Uite. Ui. Bă, bă, bă. Băi, mă durea și pe mine o palmă de aia, băi. Că și pe... Băi. Ui! Lovitura dragonului! E interzis în România. Ia, mă, dacă îți dau una în gata, te nebunesc! Nu! Uai, dar ce terapie asta, măi? O pufnită și pe buna. A, uite pe buna aici. A, uite cum stătea, uite-te la buna. O văzut așa, ui, ce mă atins. Ia uite-o pe buna aici. Ia uite-o. Măi, ce m-a speriat. Măi, Grațiela, credeam că e bună tu. Da. Hai de capul meu. Vino că vino! Vino că vino! Așa se prebate, mă! Așa se prebate, mă! Știe foarte bine ce vrea! Păi posedat, mă! Dacă tu vrei să renunți acum, te ajungi să-mi fac pe cuci și eu merg acasă! Renunți odată! Renunță, mă, micuță, la proasta asta. Mă scuzați, doamna proastă, că m-a dat un pumn în cap și era să mă omor acest ies proastă. Nu, mai, mă, micuță. Sincer, a fost o leacă ciudat. Noroc că am avut perna asta, că... O, foarte ciudat, la ce m-am uitat. De ce astea din Super Nanny sunt așa ciudate, mă? Bine, știu, vă dați seama, că îmi dau și eu seama că sunt regizate. Îmi dau și eu seama. Dar până când, bă, până când să mergi cu regia? Păi, dar nu mă dau ni morale cât au avut producători ăștia de plătivă. Vă rog frumos să lăsați acolo un comentariu și să-mi ziceți ce ați fi făcut voi dacă Grațiela era copilul vostru. Sincer, vă zic, dacă chiar făcea așa să moră, dacă nu, da, nu am o cruce, frate, stăteam așa cu crucea în mână. Am aici Biblia povestită copiilor, dar stă camera pe ea și luam Biblia, mă, și citeam Biblia povestită copiilor. Bă. Mai găseam, mai făceam o incantatie noastră, vei cum des Dumnezeu, des Christosus, amin! Și dădea să pupe așa, mă, și zice, ce să vă mai zic, fraților, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut această reacție. De fapt, nu. Să-mi trimiteți reacția acolo pe Instagram dacă mai aveți videoclipuri la care vreți să reacționăm. Ne vedem în fiecare miercuri, sâmbătă pe canalul mare și în fiecare marți și vineri pe canalul mic. Și ce să vă mai zic? Beța pe multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bum, bum!